Frați și surori, vreau să citesc trei versete din Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9 și 10, două versete, e suficient. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Adevărul este că de perioada aceasta tinereții depinde în continuare viața noastră. Și funcție de cum la tinerețe știm să ne păstrăm și cum știm să trăim, așa va fi binecuvântarea în timpul vieții. Totul este direct proporțional cu trăirea noastră. Biblia spune că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul aceea va secera. Domnul se uită și aici în Biserica Betel să vadă tineri care îl caută, adolescenți care sunt deschiși pentru lucrarea Domnului și Domnul este cel ce vrea să binecuvinteze. Vis-a-vis de pasajul acesta, aici primul lucru care vreau să-l menționez este că tinerețea are un caracter trecător. Foarte mulți în vârstă care regretă perioada tinereții, că n-au făcut ceea ce trebuia să facă. Chiar dacă cineva se întoarce în timp la Domnul, Domnul îl iartă. Domnul îl iartă și este gata să dea mântuire, dar să plătește timpul acela de neascultare. Efecte apropiate și efecte îndepărtate. Păcatul întotdeauna rupe relația pe verticală cu Domnul. Păcatul. Biblia spune că păcatul este urăciunea popoarelor. Neprienirea înalță pe un popor, dar păcatul este urăciunea popoarelor. Păcatul rupe relația pe verticală cu Domnul, dar păcatul rupe relația și pe orizontală. Motivul pentru care nu există întotdeauna o părtășie așa cum noi o citim, parcă nu e adevărat în Cartea Faptele Apostolilor, este că există, sigur, păcat, mai mult sau mai puțin, mai mare sau mai mic, dar e păcat. Rupe relația pe orizontală, relația unul cu altul, relația în familie, cum era mesajul în dreptul acelei familii tinere. Păcatul strică sănătatea, strică sănătatea. Și din punct de vedere spiritual, dar mai ales și din punct de vedere fizic. Are efecte apropiate și efecte îndepărtate. De aceea trebuie să fugim de păcat, să ne păzim. Caracterul trecător al tinereții. Regrete, mulți regretă. Am discutat cu atâția în biserică la noi, la Betel, în Arad, biserică foarte mare. Surori pe care le știu de 30-40 de ani, pe unele le știu din tinerețe, că sunt de acolo, din Arad și eu. Și multe dintre ele, frate, regret cât trăiesc și plâng înaintea Domnului. Au rămas văduve, multe dintre ele despărțite, au acționat greșit la anii tinereții. Dar problema este că de multe ori se plătește și în timp, generații care plătesc. Spune în plângere lui Ieremia, părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Păcatul se transmite de multe ori. După cum și lucrarea bună, partea bună se transmite. Din generație în generație. Deci e foarte important. Caracterul trecător. Apoi un al doilea lucru. Spune aici, agonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Un al doilea lucru, continuitatea vieții, viața continuă dincolo. Nu se încheie aici. Și există o zi când dăm socoteală toți. Dar și aici dăm socoteală.
Să știți că și aici există un moment în care dăm socoteală. Și binecuvântarea este funcție de cum și noi aici trăim în relația cu Domnul și în relația cu cei din jurul nostru. Mă gândeam aici când se vorbea printre altele la exemple, nu știu cum a reușit Filip, evanghelistul. Spune Biblia despre el că avea 4 fete fecioare care proroceau. 4 fete fecioare care proroceau. Extraordinar. Filip era un om al lui Dumnezeu și el era proroc. Un om prin care, care comunica cu Domnul și care vorbea cu Domnul. Într-o familie unde se perpetuează rugăciunea, dorința după rugăciune, categorică și generațiile care urmează copiii, sunt canalizați în aceeași direcție, aceeași cadență. Ce familie binecuvântată, astea sunt familie binecuvântate. Am spus data trecută și o spun și acum, așteptăm de multe ori la noi la Betel și o spun în biserică, avem foarte mulți tineri, avem 650 de copii, de sute de tineri în biserică. Și o spun, prea rar vedem lacrimi, nu prea vedem lacrimi. Dar uneori vedem râs în biserică. Râs în biserică, în prezența lui Dumnezeu. Păi să e un păcat. Pavel îi spune lui Timotei, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința neprefăcută, sălășluită în bunica Lois, mama Eunice și în tine. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Toată Scriptura e însuflată de Duhul lui Dumnezeu de folos. Să învețe mai întâi. Asta e problema, că nu citim totuși Biblia. Trebuie mai mult citită Biblia. De multe ori nu știm cum să aplicăm, cum să acționăm, că nu cunoaștem. Dar nu numai atât, nu avem putere, chiar dacă știm. Nu avem putere de aplicare și cădem ușor. Suntem testați, mereu examinați tot felul de probe pe care le avem. Un alt lucru pe care vreau să-l amintesc este libertatea pe care ne-o acordă. Bucură-te, tinere, fă ce vrei. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu ne obligă pe niciunul. Ne lasă, ne dă libertatea de a acționa, de a alege. Dar El ne pune înainte binele, alege binele. Domnul ne îmbie, ne provoacă, ne arată, ne spune însă care sunt rezultatele finale, consecințele. Libertatea, nu suntem roboți. Domnul ne-a înzestrat cu această capacitate extraordinară de a cântări, de a hotărâ, de a decide, îmi spune ce se întâmplă dacă îl slujesc. Dar în același timp și consecințele nefaste ale neascultării. Libertatea pe care ne-o acordă Dumnezeu. În același timp, un alt lucru, posibilitatea de a alege, posibilitatea. Am posibilitatea de a decide eu. Domnul doar vine și îmi spune, dar eu sunt cel ce decid, liberul arbitru, libertatea de a decide în ultimă instanță. Și cine vrea binele și vrea veșnicia, dar și aici, eu o repet ce îmi spuneam joi aici, dacă numai pentru viața asta și merită să slujești pe Dumnezeu, pentru viața asta, pentru pacea, pentru liniștea, bucuria pe care o ai în sufletul tău, te culci liniștit, extraordinar, oameni care n-au liniște, tulburați, frământați. E nemaipomenit să-L ai pe Dumnezeu, dar noi pentru veșnicie. Urmează veșnicia, nu câțiva zeci de ani, ceva ce nu se termină niciodată. Și dincolo nu sunt, pentru că un alt lucru, fiecare va da socoteală, fiecare va sta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Vis-a-vis de această alegere, uitați ce frumos vorbește Apostolul Pavel aici în Corinteni. Spune printre altele aici în Corinteni, în 1 Corinteni, în capitolul 10, toate lucrurile sunt îngăduite, apropo, sunt multe bilete și vrem să răspundem la unele din ele, cât putem.
după lumina pe care Dumnezeu ne va da. Aici spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Un copil al lui Dumnezeu, vedeți? Vor fi lucruri sensibile, unde numai Duhul te poate călăuzi. Biblia spune că sunt oameni firești și oameni duhovnicești. Omul duhovnicesc este omul călăuzit de Duhul. Dacă n-am Duhul, sunt firesc, lumesc. Sunt o pradă ușoară înaintea celui rău. A poftelor, de aia spune Apostolul Petru. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Libertatea pe care mi-o acordă Domnul, am o libertate extraordinară în calitate de copil al Lui, dar nu le fac pe toate. Fac numai ce-i plăcut Lui. Acționez numai după voia Lui, după simțământul și călăuzirea Lui, a Duhului și a cuvântului Său. Am cuvântul. De-aia am cuvântul și mă uit în El și ce-i place Domnului, aia fac, aia, așa acționez. Tot vis-a-vis de această idee, în capitolul 6 din Cartea Corintenilor, versetul 12 spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Pot orice, dar nu fac orice, numai ceea ce îi place Domnului. Asta trebuie să fie deviza unui copil al lui Dumnezeu. Pot orice, nu mă oprește Dumnezeu, dar nu fac orice. Că nu sunt robot, eu fac ceea ce îi place Domnului. Nu zidesc toate. Și ceea ce nu zidește, feriți-vă de orice vi se pare rău. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Și atunci problema ținutei de bunoară nu se mai pune. Îi îngădui, da, dar nu zidește. Îi cineva în biserică care poate să potignește. Și pentru că se potignește, eu rămân la cele smerite. La ora actuală, apropo, îi șase o problemă. Se pune accent pe partea exterioară și nu pe partea interioară. Podoaba din afară. Cum spune acolo în Petru, împletitura părului, purtarea de scule, de aur, de argint. Știți ce spune Biblia? Înainte de venirea Domnului, prima dată Domnul va trimite îngerii Lui, vor smulge pietrele de potignire. Pietrele de potignire. Pe cei ce sunt o potignire în fața altora, pe aceia mai întâi îi va smulge, îi va spulbera. Și apoi pe cei ce săvârșesc fără de legea. A fi o pricină de potignire în dreptul părinților, altora din biserică, este un păcat. Și atunci se aplică cuvântul, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și pentru că nu zidește, mă feresc. Mă feresc de tot ce este rău. Atunci nu trebuie să spună mama și tata, da, de unde? Un copil crescut în casa Domnului, un adolescent, un tânăr, păi am nevoie de binecuvântarea Domnului. Am nevoie de binecuvântare, apropo de căsătorii. Să știți că la căsătorie și după căsătorie se vede, noi nu putem fi și decât ceea ce suntem. Și din momentul căsătoriei se vede în timpul vieții ce am fost în timpul tinereții. Sunt sau nu binecuvântat de Domnul? E foarte important. Asta e problema numărul unu. Îmi place ce spune în cartea Eclesiastului, auziți numai ce spune aici omului Dumnezeu, în capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor, și aici spune și ziua morții, decât ziua nașterii. Mai mult face un nume bun, un nume bun foarte greu. Îl pot să îl realizez, dar apoi el trebuie păstrat. Și mai greu trebuie îi să-l păstrez, numele bun. Numele bun, să ai un nume bun. Să știți că sunt și nume care nu sunt bune și care, spune aici tot în Cartea Sfântă, în Cartea Proverbelor, în capitolul 22, spune aici, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul.
Un om e bun, e trist, că de multe ori, poate și în biserici, eu mă bucur că aici nu e așa, dar o spun în general, de multe ori sunt nume care nu sunt bune, de bunoară mincinosul. Ăsta e un nume pe care ți-l câștigi. Numele acesta ți-l câștigi. Îngânfatul, ușuraticul, nemulțumitul, supărăciosul, flecarul, lăudărosul, vorbărețul. Astea sunt nume pe care ni le câștigăm. Foarte greu se șterge numele acesta, să știți. Foarte greu. După ce l-ai. Ce frumos să ai un nume bun. Numele bun, spune Biblia, că e scris în cartea vieții. În cartea vieții. Și într-o zi ne vom bucura de numele acela și îl vom afla. Numele acela scris în cartea vieții. Pentru tinerii de aici din biserică doresc Domnul să-i binecuvinteze. În cartea lui Ieremia citesc ceva, auziți numai ce spune, apropo de tineri. Eu în general nu sunt numai pentru părtășia tinerilor, separată de acelorlalți. Biblia spune, oi, oițe și mielușei. Asta spune Biblia. Și în cartea lui Ieremia spune, dar eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu pot opri. Toarnă peste copilul de pe uliță și peste adunările tinerilor. Mânia Domnului. Tineri care numai ei se adună separat, mereu și mereu, și nu sunt în anturajul celor în vârstă, nu în ordine. Mai târziu sau mai curând, vor lua o direcție greșită. Mai ales când e vorba de biserică. Aici, sigur, sunt lucrătorii, sunt oamenii lui Dumnezeu, puși de Dumnezeu. Spune aici, vis-a-vis de ce spune Ieremia, în contrast, spune aici în cartea, în epistola lui Petru, sau ca o întâlnire, 1 Petru, capitolul 5, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, auziți cu ce să fie împodobit un tânăr, cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți strânși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. Vorbeam cu fratele Nicu și sunt mai multe întrebări și vrem să răspundem la ele, de aceea puțin nu m-am vrut. Era altceva în mintea mea pregătit, dar așa au mers lucrurile încât am subliniat câteva lucruri. Mai finalizez cu, închei cu ce spune Țefania. În cartea lui Țefania auziți numai ce spune aici. Voi nimici totul de pe fața pământului, versetul 2, zice Domnul. Zice, voi nimici pe oameni, vitele, păsările, voi nimici, ultima parte a versetului 3, voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Astea sunt realități, noi ne imaginăm ce ne așteaptă, ce evenimente, oricând pot să înceapă, să se consume, să se desfășoare, doar să fie momentul îngăduit de cel preanalt. Zice aici în continuare, voi nimici, zice, pe cei, versetul 6, pe cei ce s-au abătut de la Domnul. Voi nimici pe cei ce nu caută pe Domnul și voi nimici pe cei ce nu întreabă de Domnul, de El. Versetul 6. Versetul 7 spune că ziua Domnului este aproape. Versetul 8. În ziua jertfei Domnului, zice, voi nimici pe toți cei ce poartă haine străine. Haine străine. Versetul 9, în ziua aceea voi nimici pe toți cei ce sar peste prag. Pe toți cei ce sar peste prag. Noi trebuie să intrăm pe ușă. Sunt care sar peste prag. Și la un moment dat, sigur, să mulțumesc că fac parte dintr-o biserică locală. Nu e suficient atât, eu pot să fac parte din biserica locală, dar dacă n-am nașterea din nou, dacă n-am călăuzirea Duhului, dacă nu fac parte din trup în mod real, n-am realizat nimic. Pe cei ce sar peste prag. Și în ultima instanță, zice aici,
Voi nimisi, voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuie pe drojdile lor și zic în inima lor, Domnul nu face nici bine, nici rău. Domnul într-o zi, sigur, va trage linia. Cum spuneam acolo în Cartea Eclesiastul, capitolul 11, pentru orice lucru, Dumnezeu ne va trage la socoteală. În momentul în care El decide, că nu vine atunci, zice hoțul, dacă ar fi prins când o furat, ar da înapoi tot ce-o furat. Ar fi salutar, dar nu atunci trebuie să dea înapoi, când nu se gândește. Când nu se gândește. Și asta poate fi și în timp. M-am căsătorit, am găsit o fată bună din biserică, tot în ordine. Apoi în timp văd că lucrurile nu sunt în ordine. Și încep să caut care e rezolvarea. Sigur, eu merg întotdeauna la cauză. Mă duc la final, la situația care e, fără să mă duc la cauza la care o dus la această situație. Închei aici și doresc Dumnezeu să binecuvinteze tot tineretul bisericii. Vrem și părinții și cei în vârstă. Doamne, ajută-ne la toți. Ajută-ne să avem o viață de trăire cu Tine, de părtășie, sub impulsul și sub călăuzirea Duhului Tău.